pentru buna desfășurare a ședinței ordinare din data 26 mai 2017, ce v-aș ruga să faceți propuneri pentru alegerea unui. Domnul Tampa, de la spate. Domnul Mandanu, domnul? De la spate. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dănuț? Ia domnul Dănuț. La ieși. Iați-ne, domnul. Ședință, astăzi și avem pe ordine de zi 7 puncte. 7 puncte. 7 puncte. Pentru care primul proiect de hotărâre de contravalorii călătoriei pe mijloace de transport a regalelor didactice pe luna aprilie 2017. Proiect de hotărâre al doilea. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de înviere a exercițiului bugetar pe anul 2016. Proiectul de hotărâre a aprobării contului de execuție pe trimestrul 1 anul 2017. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale de anul 2018. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al Comunei Strugari. Punctul 6. Informarea privind proiectele din fonduri publicitare și rambursare. Și 7. Diverse. Dacă mai sunt propuneri. Ce sunt? La ordine de zi. Supunem la vot ordinea de zi, care sunt pentru. Care sunt cineva? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind decontarea contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna aprilie 2017. Discuții? Dăm cuvântul domnului. Deci la primul punct de pe ordinea de zi este proiectul de hotărâri prin decontarea contravalorii călătoriilor pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe 2017 pentru luna aprilie. Un singur punct de la ordinea de zi prin care se aprobă decontarea cheltuielilor în cuantum de 1700 de lei. Aveți aici, s-o discutați de comisii, sunt bonuri la fiecare îndreptățit să primească la fiecare cadru didactic. La aviții să vă mai uitați ca să semnați, da? Vă rog, profundul. Aici ar trebui fiecare punct, dacă aprob. Fiecare sau? Fiecare. În urma discuțiilor. Discuții pentru fiecare, da. La primul punct discuta ceva? Da, sunt de acord. De contarea cadrelor didactice. Bine, atunci să punem. Da. Gata. Da. Să punem la vot primul punct. Care e pentru? Cine este? Este pentru. Ai doar fiecare. Așa e la început. Așa e să. Nimeni? Împotrivă? Nimeni. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de înviere a exercițiului bugetar pe anul 2016. Domnul primar? Vedeți cuvântul. Haideți, domnul Mircea. Thank you.
La vederea punctului de zi, privind aprobarea închiderii contului de execuție a bugetului local 2016 a Comunei Sungari, avem aici anexele 1, 2, 3 și 4, pe care vreau să le-ați avut și în comisie. În raportul de specialitate, am să vă dau o citire doar la câteva puncte. Bilanțul contabil la 31.12.2016 cuprinde active nete în sumă de 31.229.000 și total capitalul proprii tot atât, 31.229.509 lei. Contul de rezultat patrimonial de 2016 pe total comună prezintă din total venituri operaționale suma de 45.586 lei, la total cheltuieli operaționale, suma de 3.432.500 lei, cu un excedent de 1.126.002 lei. Și este reprezentat detaliat în anexa 2. La autoritățile publice locale, plăți totale 902.352 lei, din care cheltuiesc personalul 17.794 lei, cheltuiesc cu bunuri și servicii 234.902 lei. S-au achitat integral drepturile personal pentru 15 salariați, pentru 11 consilieri, servicii și contractele cu furnizorii, conform facturilor pentru servicii și bunuri livrate. La învățământ total plată, total plăți, pentru anul 2016, 1.489.991 lei, din care cheltuielile cu personal 1.080.931 lei, achitat integral salarii pentru 33 salariați, cheltuielile cu bunuri și servicii, la bunuri servicii aici între iluzina, întreținere, cheltuieli cu combustibilul 291.676 lei, finanțare de la buget de stat și complementar cu suma de la bugetul local 186.676 lei. Aici, de la bugetul local, intră toți banii care vin pe elev, cum să spunem. Pentru cheltuielile sociale la școală, tichete de grădiniță în sumă de 19.250 lei, ajutor social pentru copiii cu cerințe speciale 4.480 lei, investiții total ce s-a făcut la școli 93.653 lei. La asistența socială, total plăți 550.000 lei, 296. Pentru asistența socială în caz de invaliditate, 395.000 de lei. Pentru indemnizații cu persoane de handicap, 105.000 lei. Asistență socială comunitară, ceea ce s-a finanțat pe UNICEF, 58.000 de lei. Cheltuieli cu personal 48.000 de lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 10.000 de lei. La transportul drumuri comunale, ceea ce s-a lucrat pe transport rutier dotat cu utilaje, întreținere drumuri, pentru anul 2016 au fost 255.000 de lei, 962. La serviciile de dezvoltare publică, cheltuieli cu întreținere și reparat rețea iluminat public, inclusiv iluminatul stradal, inclusiv consumul la noi la primărie și celelalte cheltuieli care am făcut cu dotare de generator și centrala pentru generator, 101.000 lei. La protecția mediului s-a cheltuit anul trecut
cheltuielilor și servicii din colectarea deșeurilor 68.000 de lei, adică 6.000 de lei. Pentru poliția locală, cheltuieli cu personal 35.000 de lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru poliția locală, 8.000 de lei. Execuția de casă a bugetului local pentru 2016 s-a încheiat pe un total cu un excedent de 582.000 de lei, din care pe secțiuni, la funcționare 47.000 de lei, la secțiunea dezvoltare 535.000 de lei. Adică au rămas niște bani care au intrat în fondul de moment și folosim anul ăsta. Cu toate că suplimentarea bugetului local s-a făcut cu întârziere, s-a putut asigura o funcționare a tuturor activităților finanțate din buget, s-a asigurat decontarea drepturilor personal, a materialelor, a serviciilor, contractate la termen legale, limita prevederilor bugetale, astfel încât pe la finalul 2016 nu am înregistrat plăți restante. La ceea ce s-a discutat cam pe capitole și în mod pe total capitole, sunt prezentate în anexa 3 și 4 din prezenta. Dacă vreți, avem anexele aici, vă citesc toate cifrele, exact ceea ce și dumneavoastră ați discutat ieri. Vreți? Nu, nu este nevoie. Vă arătesc foarte... Cum vei se întâmplă? Nu, asta nu știu ca fiecare zi este fiecare capitol exact cum s-o... Gata, trebuie să-mi discuții pe materiul prezentat. Dacă sunt discuții, mă rog. Bă, noi suntem în problemă de la drumul de la Repetiș la... Da, dar văd că e suma destul de mare, că e 500 și ceva de mii. Deci este vorba de suma care a rămas necheltuită anul trecut, și dintre care s-a mai adăugat vreo 500 de milioane bani necheltuiți tot așa din la ajutor social, de la o parte de la vreo 200 de milioane de la drumuri. Și cam atât. Adică noi ne-am propus să avem mai mulți bani de cheltuit, n-am știut exact cum va fi dezepețirile și normal că tot e planetii să ai mai mulți bănuți puși acolo, că nu se știe cum sunt interferiile. Ori banii ăștia au rămas necheltuiți. Și care se duc la drumuri? Anul ăsta. Da, vă rog, președinte, să spuneți să punem la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Atunci trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a trimestrului 1 anul 2017. Domnul primar, domnul 1. Proiectul de hotărâre are un articol unic, articolul 1, prin care se aprobă contul de execuție al bugetului local pe trimestrul 1 pe 2017 al Comunei Strugari, conform anexelor 1 și 2 din care face parte, care fac parte integrată din prezenta hotărâre. La EQP, expunerea de motive privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție pe primul trimestru a anului. Pe venituri totale 2017, pe care noi l-am propus, ar fi 3.605, din care pe venituri proprie 1.126 lei, aici vorbim în mii lei. Am previzionat 1.000, din care pe venituri 311, s-au încasat 897 de mii de lei.
Pe funcționare s-a propus o sumă de 873.000 de lei și s-au realizat 897.000 de lei. Pe secțiunea dezvoltare nu am făcut nimic, deocamdată nicio investiție. Suntem în curs de achiziții, ca să spun așa, toate se poate să iau. Și deocamdată pe secțiunea dezvoltare avem zero. La cheltuieli, este vorba de cheltuieli privind salarii și tot ce ține de asistență socială, s-a previzionat 1.000 de lei, 1.000 de mii de lei, cum ar veni. S-a realizat 766 de lei, de mii de lei. Pe funcționare 873, realizat 766. Iar pe secțiunea de dezvoltare, 127, nimic, până la finele lunii mai. Finele lunii martie. Potrivit articolul 49 din legea 273 privind finanțele publice locale, în luna aprilie, în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de grijă au obligația de a prezenta ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului întocmite pe cele două secțiuni. Cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificări bugetare locale, astfel încât la sfârșitul anului financiar să nu se înregistreze plăți restante. Diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori, utilizat pentru finanțare executivizat curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. De asemenea, vă duc la cunoștință că legea 273 privind finanțele publice locale prevede constituirea de contravenții în respectarea dispozițiilor articolul 49 aliniate 8, 9, 12, 14. Și să sancționeze cu amendă de la 10.000 până la 50.000 de lei. Având în vedere cele prezentate cu anexele respective la hotărâre, am inițiat acest proiect pentru care vă rog să îl aprobați. Apă la punctul ăsta. Discuții. Sunt de acord cu expunerea domnului primar cu privire la execuția bugetului 2017, primul trimestru al 2017. Voi vota. Altcineva? Eu aș vrea să vot expunerea domnului primar la contul de execuție bugetară pe cheltuieli, la partea a patra. Și este prevăzut la servicii de dezvoltare, locuințe, servicii și dezvoltare. Adică văd o sumă de 45.000 de lei. Locuința cerniciunea, adică ați construiește, vrea să construiască o locuință, ceva? Nu. Ceea ce ați văzut acolo sunt proiectele pe care noi le-am aprobat în luna februarie, mi se pare. Și este prevăzut cheltuielile care se pot face cu proiectele privind căminul de bătrâni, cum l-am numit noi, ăla de la Cetățuia. Așa. Și dincolo la o parte din sumă va fi și pentru avizii pentru chestiile astea. Deci pentru avizii, pentru documentația de avizare, tot ce. Noi am prevăzut bani acolo și este în lucru proiectul. Să vedem pe ce ax de finanțare vom accesa. De asta îți trebuie bani. Da. Două cuvinte vreau să spun.
Sunt de acord cu bugetul, pentru că nu s-au mai mărit taxele, ca să fim competenți în guvernul încasat, adunat. Da. Următorul punct. Următorul punct. Acum să sunteți de acord cu contul de la... Da, da. Să se poată aduna. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Trecem la proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale de anul 2018. Mă întrebați? Așa cum a discutat și în comisie la proiectul privind taxele și impozitele, la articolul 1 se propune pentru anul fiscal 2018 următoare taxe și impozite conform anexelor 1-7. La articolul 2 se aprobă menținerea bonificației de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport datorate întregului an fiscal de către persoane fizice până la 31 martie 2018 și acordarea bonificației de 10% pentru persoane juridice care achită anticipat în această perioadă numai impozitul pe clădiri și impozitul pe teren. Hotărârea va intra în vigoare la ceea ce discutăm noi taxe și impozite la 01.01.2018 și odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă hotărârea 61/30/2015 și oricare alte dispoziții contrare. Până comisia a văzut că noi, în ceea ce privește taxele stabilite pentru anul fiscal 2018, vor fi la nivelul taxelor stabilite de noi în ședința din mai 2016 pentru 2017. Nu a făcut nicio modificare. Dumneavoastră știți că orice modificare care o facem, o facem acum în luna mai, doar dacă se întâmplă altceva cu codul fiscal până la finele anului, atunci noi trebuie să acționăm în consecință. Cred că sunteți, cum să spun, în cunoștință de cauze care sunt pe taxele. Dacă vreți, noi vă prezentăm valorile la clădiri, la ceea ce ne interesează pe noi, clădirile din beton, cele cu apă, au 1000 de lei pe metru pătrat, taxe și impozite, cele fără instalații cu apă, canalizare, cele care sunt majoritatea la noi din Baleancă, 600 de lei, adică sunt ca la jumătate din sumă. Clădirile cu pereți din lemn, piatră naturală, cărămidă nearsă, vălătuci, 300 de lei cele care au instalații cu apă, și 200 de lei cele care nu au instalații de apă canalizare. Clădirile anexe din beton, 200-175 fără instalații. Cele cu lemn, clădiri anexe, cum sunt grafuri sau alte anexe de garaje, 125 dacă sunt cu instalații canalizare, electricitate și 75 fără. În cazul contribuabilor care deține la aceeași adresă încăperea amplasată la subsol, la demisol sau mansardă, nu-i cazul nostru. În cazul în care contribuabilor care deține la aceeași adresă încăperea amplasată la subsol, demisol, mansardă, utilizate în oricare sunt tipuri de clădiri anumit, în care sumele se majorează cu 75% sau cu 50%, nu-i cazul nostru. Bineînțeles că aici este valoare pe metru pătrat, dar omul, când înmulțește valoarea cu suprafața respectivă, plătește o cotă parte din ceea ce rezultă. Nu se plătește suma, adică dacă are 200 lei pe metru pătrat, ori, să spunem, 100 de metri pătrați, îi vine 20.000 de lei, da? Ei, el nu plătește 20.000 de lei, plătește o cotă parte din suma totală, care... Este o ecuație, este o ecuație. Este o formulă care se bagă, dar oricum, după noi, mi se pare că 10% din total valoare. Dacă ai 20 de milioane de lei, să spunem,
20.000 de lei stabilit cu valoarea cu un moțir cu metru pătrat, când vine omul și plătește, în funcție de coeficientul care îl dă din formulă, în jur de 1.150-200 de lei, cel puțin în patru clădirilor care sunt în Paiantă și din Bălăruci. Celelalte se înregistrează altfel, se plătesc altfel, bineînțeles că au și sumele mult mai mari față de metru pătrat. Dacă aici la o clădire ai 300 de metru pătrat, celelalte din metru merg la 1.000, se triplează. Bine. Valoarea impozabilă la clădirii, și asta trebuie să știți, că se reduce în funcție de anul terminării acesteia sau care sunt cu vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință se reduce cu tot 50%. Cu 30% sunt reduse impozitele pentru clădirile care au vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani. Cu 10% pentru clădirile care au vechime între 30 și 50 de ani, inclusiv la data de 1 ianuarie anului fiscal de referință. În cazul clădirii utilizate ca locuință, a cărei suprafață construită depășește 150 de metri pătrați, impozitul se majorează cu 5% pentru fiecare 50 de metri pătrați sau fracțiuni din aceasta. Noi nu prea avem noi clădiri de 150 de metri pătrați, decât clădirile care se fac noi acum, și care, dacă o iei în calcul 10 pe 10 jos și 10 pe 10 sus, te duci la 200 de metri pătrați. Acolo, pentru diferența de 150, pentru 50 de metri în plus, o plătește 5% majorări la valoare impozitată. Calculul impozitului pe clădire nerezidențială aflată în proprietatea persoanelor fizice. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate persoanelor fizice, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valoarei care poate fi. Exact ce vă spuneam, un raport în funcție de valoare și ceea ce îi dă din calculul matematic al clădirii. Un program în care se va... Valoarea finală a lucrărilor de construcție, și aici trebuie să știți, în cazul clădirilor noi, constituie în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Construite în ultimii 5 ani anterior anului de referință. Aici, noi, de regulă, la impozite, luăm valoarea care iese din proiect la autorizări și valoarea respectivă să regăsește și în valoare impozabilă, dacă te urma pe metodul în proiect. Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități în domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. În cazul în care o valoare a clădirii nu poate fi calculată conform punctului A, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale. Mai aveam aici chestia cu una sau două clădiri. Adică cei care au mai multe proprietăți, pentru prima casă se plătește impozitul normal, pentru cealaltă se majorează cu 50% și dacă ai încă o căsuță, încă 75%. Bine, cred că nu-i platul nostru la cetățenii din comuna Stugari. Cu trei case. În conformitate cu prevederile legii 351/2001 pentru aprobarea planului de amenajare a teritoriului, localitățile sunt ierarhizate pe ranguri. Comuna Strugari este încadrată în rangul 4 și 5, respectiv rangul 4, satul Strugari ca reședință de comună, și rangul 5, celelalte sate componente.
sunt stabilite din impozite și pentru terenul agricol sau neagricol. Pentru terenul arabil, dacă avem rangul 4 și rangul 5, avem și zone pentru fiecare localitate, nu? La terenul arabil, zona A, 28 de lei pe hectar, pentru zona B, 21 de lei, pentru zona C, 19 lei. Pentru pășune, zona A, 21, zona B, 19, zona C, 15. Pentru păduri, impozitul este fix ca la agricol. 20, 28, 21, 19 lei. Cel mai scump ca nivel de taxe pentru terenuri, la vie și livadă. La livadă 53 de lei, zona A 46, zona B 35, zona C, iar la vie 46, 35, 28. Astea sunt suprafețe mici, nu influențează cine știe ce nivelul de taxe și impozite a unui contribuabil. La teren construcții pe intravilan, 31 de lei, la arabil 46 de lei, la pășune 24 de lei, la vie 52, la livadă 52. Deci este vorba de taxe și impozite situate pe intravilan. Aici, în un articol din proiectul de prevede bonificația și o să dăm citire și despre bonificații. Impozitul pe teren se plătește anual în două rate egale până la 31 martie și până la 31 septembrie. Pentru plata cu anticipație impozitul pe teren datorat pe întregul an de către contribuabil până la 31 martie, se acordă o bonificație de 10%, o bonificație stabilită de anul trecut. Știți, până aia am fost cu 7%, am mers până la 10% anul trecut. Impozitul pe teren datorat acelui iar buget local de către contribuabil, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei, adică dacă omul are un impozit stabilit de 50 de lei, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe aceleași unități, pe raza aceleiași unități administrative, ele se cumulează. Taxa pe teren se plătește lunar până la 25 ale lunii următoare fiecare luni, din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune închiriere administrarea folosință. Cum am avut noi contractele de concesiune, ele puteau fi plătite lunar, dar atunci se prefera să plătesc în două tranșe, pentru că eram și noi, deci în două tranșe semestriale. La scutiri, terenurile aflate în proprietate sau cu proprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor necăsătorite, nerecăsătorite ale veteranilor de război, sunt scutiri, da? Terenul aferit clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau cu proprietatea persoanelor de război la articolul 118 Republica, sunt chiar scutite. Terenul aferent clădirilor de domiciliu aflat în proprietate sau coproprietate persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv a reprezentantului legal a minorilor cu handicap și a minorilor încadrate în gradul 1 de invaliditate, sunt scutite. Terenurile aflate în proprietate sau coproprietatea persoanelor privind articolul 2 din ordonanța de 182/2006 cu modificările ulterioare, sunt și alea scutite. Suprafețele de fond forestier, altele decât cele din care sunt în proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție de noastră, cele certificate pe construcție cu arborele de vârstă de până la 20 de ani, sunt și alea scutite. Terenurile afectate de calamități naturale pe o perioadă până la 5 ani.
scutirea sau reducerea de la partea impozitului sau a taxei privind impozitul, se aplică începând cu 1 ianuarie anului următor, celui în care persoana depune documentele justificative. Impozitul pe terenul aflat în proprietate persoană fizică sau prin care nu sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier pe durată de 6 luni în cursul anului calendar se reduc 50%. Consiliile locale pot acorda scutiri sau reducerea impozitului de clădiri datorate pentru următoarele clădiri. Clădirea construită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale cărui venituri lunare sunt mai mult decât salariul minim brut pe țară, ori constau în exclusivitate din indemnizații de șomaj și ajutor social. Acum, sunt persoane care sunt veterani de război și vin la noi și solicită scutiri. Cei care sunt cu adresa de domiciliu de la noi, sunt scutiți pentru așa ceva. Dar sunt persoane care sunt veterani de război sau urmași a veteranilor de război, care vin și cer scutiri pentru așa ceva. Cazul Răzămăgu vin de la Măgura și cer scutiri la noi. Acolo se spune că la adresa de domiciliu. Deci omul dacă domiciliază la noi, are scutiri. Nu poți să-i acord scutiri dacă el are casă la Măgura, are scutiri pentru terenul la Măgura și pentru terenul la Măgura, nu poți să-i acord aceeași scutiri pentru casa curs construcției care încă o are pe raza noastră. Este adevărat, domnul? Așa este, pentru o singură, la domiciliu, pentru o singură proprietate. Deci, invers, dacă are la Strugar și solicită aici și mare, o altă proprietate în altă comună, acolo nu are drept. Da. Sunt persoane care vin la noi și solicită, și zice, noi le trimitem adresă acasă, precum că au tax și impozit de plătire. Și vin la noi și zice, păi nu, eu beneficiar, uite, că am căpătat gravul cu tare sau sunt scutit pentru că tata nu mai există ca veteran, dar e mama. El trebuie să facă dovada la noi cu un document în care ei se încadrează în prevederile prevăzute de lege în care sunt scutiți. Dacă vin în luna martie, eu nu pot să-i dau scutiri începând cu 1 ianuarie. Trebuie să pot să-i dau scutiri de la data de punere în cerere și a documentelor respective. La impozitele pe mijloacele de transport. Știți foarte bine că la capacitate să plătești impozit pentru oricare mașinuță pe care îi ține contribuabilul, în funcție de capacitatea acelei. Dacă ai o mașină care are capacitate cilindrică și se ia de fiecare dată reper, până la 1600 cm3, omul știe foarte clar că la 1600 cm3 are de plătit la primărie în jur de 50 și ceva, 60 lei. E pe clasele alea cu 2500. Numai că, începând de la 1600 cm până la, dacă ai un motor la mașină de 2000 cm3, se împarte pe clase, pe grupe, a câte 200 de cm3. Fiecare clasă, la 2000 de centimetri cub, împărțit la 200, ai 10 clase. 10 clase, 18 ori 18 lei, ai de plătit 1.800.000. Dar dacă îi până într-o 1600, 9 lei clasa. Și mai puțin. Cu cât e clasa? Cu cât crește, ce depășește 2000 de centimetri cub, deja e greu. E 72 de lei. Clasa. Grupa. Grupa are... Adică 200 de centimetri cub. De exemplu, am dat dacă are 2500, împărțim 2500 la 200, faci 7 grupe și ceva. 12 clase. 12 clase, ori 72. Adică 7 milioane și ceva, 8 milioane. Diferit de la primărie, la primărie, taxa primărie. Cotul fiscal, titlul nou, este toate unitare. Dumneavoastră aveți mașină, domnul Dârle? Așa se face, dacă între 2600 și 3000 de centimetri cub. Deja acolo e mai frumos.
Așa, e 144, se dublează aproape... 4 mașini. Da, asta este pentru oameni ocupați. Discutăm două ori. Eu am mașini până în 2000. Hai la discuție. Hai, zic că imediat, mai am un pic și eu chestia asta. Aici există o problemă. Nu este trecut auto-utilitate. Sunt autoturisme. În proiectul de hotărâre. Nu este trecut capitolul auto-utilitate. Bun, dar la ce-ți folosești? Că noi impozităm clasa, nu impozităm... Mașina auto-utilitare. Bun, și dacă ar fi autoturist sau auto-utilitare și impozitezi pe centimetru cub, la ce-mi folosești? Mie pe... Mașinile de transport. De exemplu, cum o să plătesc impozitul? Trebuie să punem acum. Punem și dacă e... Deci, în proiectul modelul să trecem și categoria auto-utilitară, asta te referi. Dar încă o dată, impozitul se plătește în funcție de capacitatea motorului. Asta am înțeles. Adică nu e diferență mai mare, iau mai mulți bani dacă e auto-utilitară sau autoturism. Ei mai vizează capacitatea motorului. De exemplu, la UVD. Până 7% la UVD. Aia, nu suntem competenți. Nu suntem competenți. Noi, ca primărie, trebuie să taxăm oamenii conform titlului nou din codul fiscal. Asta e altceva. Și taxăm în funcție de grupile astea, 200 cm. Dar îți spune foarte clar în tabelă. Până într-o 1600 cm, e noul clasă. Cel mai urăcios e chestia cu rovineta și asigurarea. Dar nu suntem necompetenți. La autoritate. Dar nu, o să pun, o să vă pun. Dar pe certificat scrie auto-utilitate. Nu, am înțeles care e. Poate e o omisiune și o să scrie autoturism, virgulă, auto-utilitate. E corect. Revăzut de codul fiscal, prevede... Codul fiscal prevede capacitatea cilindrică a motorului, nu prevede altceva. Deci auto-utilitare intră și mașinile care au până 7,5 tone și peste 7,5 tone. Deci trebuie stabilit foarte clar. La impozit nu se ia în funcție de, se ia în funcție de capacitate. Și am spus că sunt verificăm, eu notez, verific și dacă e de modificat, fără ceva. Vreo 300 ceva de la primul. Sigur are 5.000 și nu știu cât centimetri cu. Păi cum? La 5.000 și plătești voi 700 de lei. Nu e de ăsta. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. 700 de lei. La ce capacitate? Vedeți, la Vespa. Așa 700 de lei puțin? Da, mă, da, cum sunt timpul? 7 milioane? Păi foarte puțin. Nu-i puțin. Păi dacă are 3.000 de centimetri cub, ar trebui să plătească undeva aici. Ai așa puțin. La cine? La cine? Camionul este 7 tone jumătate. Așa. Ce capacitate are mai târziu? 4.800 din centimetri. 4.800. Sunt 24. Uite, de exemplu, ai mai jos. Capacitatea cilindrică... vehicule cu capacitate cilindrică mai mică de 4.800. Mai mică, da. Așa. Cât să plătești 3 lei. Da. Da? La grupă. Și când iei 3 lei la grupă... Păi, dar, și 200 lei grupa. Nu, ascultați-mă. Da, nu, nu. Aici vorbim de înregistrate, nu de matriculate. Vorbim de lucruri matriculate. Aici are 4.800. 200 de centimetri. Și 24.000. Asta e. Nu mai pic. Deci, Viorel, aici este vorba de vehicule înregistrate la noi, la primărie, de tractoare. Da. Nu vorbim din matriculare. Matricularea... Și vorbim de... Vorba de canoare, doamne. Da, dar autoturismii, de exemplu, este 3.000. Vehicule, autobuze, autocare, microbuze. Aici zici tu? Nu, autobuze, camioane, doamne, camioane. Da, doamne. Camioane am din coace. Așa, doamne, despre asta. Camioane am din coace. Noi am discutat de lucrurile normale. Cum are Antonic, le-a vrea să. Asta de cel puțin 12 tone. Sau până? De la 7 tone. De cel puțin. De cel puțin. Dar nu mai mică de 13 tone. Deci între 12 și 13 tone. Îți spune câte axe, spune și axe. Da. El spune ce are acolo, dacă are suspensie pneumatică, dacă are așa, se plătește în lei pe an 133 de lei. Deci 1.330. Da. Și se duce masă de cel puțin 13 tone, dar mai mică, din tonă în tonă, 367. De 14-15 tone 500 și se ajunge la masă de cel puțin 18 tone, 11 milioane. 18 tone vorbim despre un kil. Nu avem nimic cazul nostru, dar să vă spun că este prevăzut în anexele proiectului de hotărâre. Este prevăzut. Știi ce e aici? Probabil codul fiscal ia mai puțin bani aici, dar e rupi la... Deci la alte primării, autoturismului, se impozitează jumătate față de autoturismului, se consideră... O mașină de 2,5 cm. Eu mi-am mutat, aduc nou și dacă e, doar îți dai seama, trebuie să faci un drept. Mulțumesc frumos. Să mulțumesc și eu, un detaliu și putem mai mult. Mai puțin ai gândit. Plătim mai mult la rovinietă.
mai puțin, dar șase cure. Tu spui așa, șase cure. Spun din 2000 de centimetri cu ar trebui să fie pe grup mai mult decât autoritatea. Cât este? Cât este? E la jumătate, e aici asta. Eu am notat aici, să vedeți în felul meu. Bine, la impozit, cu ei capacitatea cilindrică, cu ei are 1000 până în 2000 de centimetri, cu ei aici, au 18 lei de grupă. Nu e mai mult. Deci am stabilit aici pe grupii cât se plătește, au și scutiri. Văduvele nere pe subiecte ale veteranilor, veteranii, cei care se mișcă cu handicap grav sau accentuat. Mă scăpăm, este legea apiculturii, dar spune că dacă autoritul este exclusiv... Pensionarii trecuți de 70 ani... Nu mă ia de mijloacele de transport de la instituțiile publice, cele la situații de urgență, cei care au ca activitatea acordarea gratuită de servicii sociale, autobicul acționat electric, deci îi o favorizare a celor care doresc. Poți să-și iau un amotorist acționat electric. El mai puțin la impozit, dar cât îi costă? Dar poate ți le-ai luat, dar unde îl încarci în România? Să ai primul. Nu am ascuns de primul. Nu am ascuns de Consiliile locale, ca ultimă frază, pot hotărâ să acorde scutire și sau reducere a impozitului pe mijloace de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol și se aplică și până 1 ianuarie 2018, în cazul în care persoana depune documente justificative. Pentru eliberarea certificatului de urbanism. Nu s-au schimbat nici aici în tarife. Nu mai dau revoluția, lasă-l uita. Până la 150 metri pătrați, 6 lei. 151-257, se merge din 50 în 50 de metri. Și se face până la 14 lei pe metru pătrat. Adică de la 751 la 1000 de metri pătrați, se ajunge la 14 lei pentru fiecare metru pătrat construit. Pentru autorizația de construcție, știți că certificatul de urbanism se acordă ca termen până la 2 ani de zile, pentru atunci când se vine pentru prelungirea certificatului de urbanism se poate percepe o taxă de 15 lei. La autorizația de construcție, vă spuneam că valoarea construcției este dată din proiectul pe care cel care construiește îl depune la autorizație și spunem dacă el face o sumă, are o sumă totală a valorii construcției de 2 miliarde de lei, îi se ia o taxă egală cu 1% din valoarea autorizată pentru construcție. Deci el va plăti o autorizație de construcție la primărie de 20 de ani de lei, 2000 de lei. Taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor declarate de persoana care stabilește, care este solicitată și se plătește înainte de emiterea avizului. Taxa de prelungire a unei autorizații, dacă nu reușești să faci în 2 ani de zile construcția, cât este prevăzut în autorizație, se poate prelungi, dar să dă o suplimentare, o majorare, așa la 30% din cuantumul taxei, dacă tu ai plătit 2000 de lei, 20 de lei în autorizația, dacă te prelungești, mai dai 600 de lei de taxa de prelungire. Așa te forțează sau faci? O forțează. Fiecare își face construcția în funcție de valoare, de sumele care le-au disponibile. Păi dar nu se fac altceva. Omul începe lucrarea când s-a format, mai când s-a făcut
suma pe care trebuie să o investească. Mai avem o taxă pentru branșamente. Când un cetățean își face casă și își face instalația și se branșează la electric, trebuie să plătească la noi o taxă de 13 lei. 13 lei pe ce? E o taxă cu autorizație din branșare. E modelul care îl branșează. E modelul pe care îl avem o taxă de amplasare de chioșcuri, containere, conetică, bine, spații de expunere, costuri și precum și panouri de afișaj, firme, reclame, oplei, știu că era pentru fiecare metru pătrat, folosit ca reclamă. Taxă pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități. Taxă pentru eliberarea autorizației sanitare funcționare. Se stabilește de Consiliul Local și este de 20 lei inclusiv. La ce vă referiți? La taxa de autorizare? Da. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător. Ai 80 lei. 80 lei. Aici e o eroare, sigur, acolo, așa aici, de aici, i-am rămas tot la prețul de 64 de lei. Deci taxa de autorizare a magazinilor, și la care s-a dat o lucine alivare, s-a dat și acolo un supliment pentru, dacă în nomenclatorul activității comerciale, atunci ar fi destinați. De 64 de lei pe an. Și modificarea este valabilă de la 1 ianuarie la 31 decembrie, da? Numai cu fracții sau cu an. Anul din momentul de pune. Știți că era înainte, dacă era în mai, era valabil până la 30 aprilie. Aș propune. Da, stai așa un pic. Eu cred că e altceva. Acolo este că are altceva. Sanitare de funcționare și aici ar joace 64 de lei. Deci e bine. Da, e bine. Dar au rămas la 64, bineînțeles. Dumneavoastră discutați dacă vreau de 64, facem mai mare. Până în 600. Înapoi. Ai spus? Avem taxă pentru servicii de reclamă. Taxe de servicii și reclamă de publicitate. Avem taxe pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate. Care obligatoriu și acolo la afișaj? Nu, acolo, vă sigur. Poftim? Nu, la afișaj obligatoriu. De ce să fie? Nu, știți că sunt pentru jumătate de metru. Da, da, da. Păi, ce ziceai, e la fel ca anul trecut, deci nu avem modificări, decât în evoluția taxei de salubritate, nu am urat de evoluție, atât de fapt. Hai, dar este așa, e 407, nu e 407. Pentru taxa de colectare selectivă și reciclare de deșeuri, persoanele fizice care locuiesc pe radul Comunei Strugari sunt obligate la plata selectivă și reciclarea deșeurilor menajere stabilită prin această notărâre. Pentru imobile nelocuite, a căror proprietar probează cu documente, viză de flotant sau acte de incorporare sau alte documente, taxa datorată nu se percepe. Destinația contului Consiliului de Încasare taxe de colectare a selectivă și reciclarea deșeurilor va fi pentru plata cotizației aviz Bacău și pentru alte cheltuieli necesare în desfășurarea activității serviciilor de gospodărie comunală. Persoanele fizice sunt obligate la plata unei taxe de 407 lei persoană pe lună. Asta va fi de la 1 ianuarie 2018, ca să știți. De la 1 ianuarie 2018. De la 370. De la 387, 407 în 2018. Încă 20 bani în plus. Sunt scutite de la plata taxei de salubritate, de la salubrizare, următoare gospodării aflate în proprietate. Cele ale veteranului de război, la văduvelor, cele cu grad de handicap grav și accentuat, de ori încadrați în gradul 1 din invaliditate. Și aici ce am discutat și el, e persoana în cauză, dar și nu toată familia, deci nu toți membrii gospodării. Da. Sau tutorile, deci poate să fie ori mama, ori tatăl copilului, da? Copilul plus mama sau, sau tata, nu și mama, și tata, deci și copilul, și cățelul, da? Nu toată familia.
Ca să înțelegeți cum... De ce la care dovedești certificat de gradul 1 sau gradul, în cazul minorului, așa? Ești un părinte. Va fi scutit și un părinte. Taxe de înscriere pentru mijloace de transport, pentru care nu există obligația matriculării la organele de poliție. Aici este vorba de vehicule cu tracțiune animală, 20 lei, mopede, scutere, remorci, agricole, 35 lei, mașini autopropulsate pentru lucrări în agricultură și în mediul forestier, 70 lei, taxă pentru recuperarea costurilor de servicii de copiere a documentelor. Este vorba de 0,5 lei pe copie sau 1 leu pe copie în cazul în care este a 3. Taxă pentru desfacerea căsătoriei cu divorț pe calea administrativă, 500 de lei. Și aici o discuție importantă, dar eu zic în regulă. Adică numai atunci în cazul în care se desfac căsătorie, numai pentru persoane care vin în mod amiabil se desfac și n-au copii la mijloc, copiii sub 18 ani, minori. 5 milioane. 500 de lei. 500 de lei. Aici de multe bani. Aici numai că se dau un termen de gândire de 30 zile, după 30 zile sunt exact drepturile preemțiunii. Da. Ai un drept de a te sunt care acă. Știți că s-au răzgândit, sunt care nu s-au răzgândit. Au fost care s-au răzgândit, nu au mai continuat. Dar banii au rămas la primul. E bun de aici, dacă... Dacă trebuie bun de aici, o să vină să facă. Ziceam ea. Deci aici mai sunt... Eu pot scoate o primărie aici, nu? Da. Mai sunt taxe prevăzute pentru aburile și remorțe. Cu maxim, cu taxe tot. Cu o masă totală autorizată de până la 3560 lei și avem și autovechiul și remorsi, așa, cu o masă mai mare de 3500 autorizat, 145 lei. La taxe pentru... Acolo cred că este o stăpânătă, o știți că era mai de taxe la 64 de mai mare, la care întrebrare sau abonerea? Nu, da, nu mai avem trecut. Nu mai sunt, da? Nu mai avem trecut. 145-60 de lei erau, acum nu mai sunt. Astfel de matriculare mașină plânică, anumite capacitate, între astea și 60 de la privării, da. Dar nu mai avem la abonerea. Taxe de închiriere la cămin. 500 de lei pentru unți. Da, asta e... 300 la cometrii, 150 praznici și alte activități, 100 de lei. Alte activități, cred că se consideră și astea care desfășurăm noi politică. Activitățile politice. Ați vorbat? Nu, asta. În primul rând, aș avea un amendament. Dacă voi da președinte, să vă propun, domnul consilier, să reducem cu 50% tot ce înseamnă nu-ți votez de comătrii, datorită faptului că îți foarte rare și omul, dacă a fost cetățean acum în Strugari și are probleme de deces în familie, eu zic să fie mai puțin să plătească toată lumea. Deci lăsăm numai prasnă cu astea. Nu, toată, tot ce înseamnă prasnă, nuți și cu și prasnă. 50%, bineînțeles dacă sunteți de acord. Eu nu sunt de acord. Dacă și restul consiliilor sunt de acord, să pun la pot, domnul președinte, consiliilor sunt de acord pentru amendamentul ăsta. La bază de ce sunt de acord și eu, dar la mulți sunt cumpărătiri și astea. Acolo e o afacere. E o afacere. Deci, pentru bază pentru... Nu, 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 nu. Să facem normal, ca să dăm... avem închiriat o lungă zile să plătească IPN-ul ăsta, IPN-ul ăsta, IPN-ul ăsta, IPN-ul ăsta, să dea 100 de lei și la o cumpărătiri care... Dă 100 de lei pe lună? Pe lună. Păi 100 de lei pe lună. Adică pe o seară să se desfacă. Adică are 5-4 metri pătrați. Păi... Nu se fac atât de des încât sunt... Eu sunt de acord cu obligativitatea stipulată, scris... Da, să fie curățenie. Cum îl primești să-și... Nu, nu, da, domnule, să fie curat, curat, curat să fie. Adică, sincer... Nu știu, 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 nu ști
Cine mai se sprijină? Cine mai aici aveam și eu să discut. Eu, părerea mea, pentru Nunț și... Să rămâne la fel, iar pentru plată de cale asta, să lăsăm la 100 de lei. Adică jumătate. Nu, 75 de lei. Sau 7, adică 50 de lei. 100 de lei. Ei bine, 100 de lei. Sunt condiții. Este poate de până. Păi gata, așa o comentare, mă dă pune la modul. Așa la modul. Dar toată lumea plătește plus. Dacă faceți verificare, toată lumea... Dar nici nu dau propunere la... Și acum avem închiriat. E la propunere. Se plătește toată lumea. Vine aici, îi dă cheia domnul secretar sau domnul Bogdan care este. Plătește 100 de lei. Nu există aici așa de lei. Să punem la vot propunerea lui domnul Andrau. Cine este pentru? La 100 de lei, cum a zis și da. Acum eu să vă spun și următoarea chestie. La cât e să mai spargi și nu știu ce, doar banii ăștia până la tot urmă. Dar este chiar doar de flexibilitate. Dar cine spargi, nu știu, plătești și atunci. Știți care e problema, Viorel? Și tu și eu am fost în aceeași situație, că știu, ai făcut poate vreodată cu omul și ai fost pus în situația asta în care se constați, nu se face. Vine, le spală pe frunz, pune baharul într-un altul și când te duci a doua oară și îl predai la următorul, când îl trage... Abia atunci îți dai seama ce vrei. Asta este. Nu-i mare un pahar, două, trei acolo. Deci cât îți pentru prima propunere și cât îți contra? Cât sunt pentru propunerea două mandate? Deci eu sunt pentru reducerea cu 50% la tot ce înseamnă nu-ți botez documentul. Pentru... Împotrivă, zile. Împotrivă. Împotrivă. Se abține cineva? Cine sunt pentru propunerea lui Ani Maracăț? Cine sunt pentru propunerea lui Domnul Lazăr? 100 de lei. De ce să rămână proastic? Proastic 100 de lei. Proastic 100 de lei și împotrivă. Mai doi, doi și... Dacă mai aveți alte discuții. Da, să mai avem o discuție. Legat de autorizarea agenților economici. Este de 64 de ei. Datorită faptului că anul acesta orice agent economic vine și autorizare și este autorizat doar 5 luni, 6 luni, 7 luni de an, nu mai este de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, ar trebui redusă... Mă refer că în anii din urmă se plătea de la întâlnire de la 15 februarie, de la 15 februarie. Nu mai am rost acestea. Dar se dă și ea nu să stabilizeze lucrurile și nu are rost. Domnul secretar, și eu propun la consilie să fie 40 de lei. Las conținei 45 de lei. Te refer numai strict la 2017. Și ce faci cu cei alți care au plătit? Nu, mă refer la 2018, noi stabilim de 2018. Da, deci tu faci o propunere pentru o plasă de 40 de lei. De reducere a taxei de autorizare a magazinelor sau tot ce înseamnă agenții economice. Eu tot întreb asta, având în vedere chiar dacă taxa autorizației nu o ai, dar ar putea de sub desfășurare. Deci rămâne la fel pentru părerea mea. La 64 de lei, da? Da. Și asta e valabil. Rămânem pe principiul ăsta pe an calendaristic, dar întâi anul. Nu, dar deci toate sunt desfășurat. Nu, dar domnul vrea să facă propunerea asta pentru 2018. Ea spune să mai fie 64 de lei. Să fie n-ai poți o face acum. Asta putem să facem. Vorbim la anul. Ia să nu înțeles, domnul. Anul ăsta fiecare își da aceea. Așa tu ce spune că tot așa e? Adică el tot știe 6 luni, zice, la anul, nu? Nu, la anul. E de an. A, adică să fie în loc de... Păi de an. Mai e spate, să fie 40. Până în 2016, știi ce s-o plătim? Și noi cu cererii se calculau 12 luni. Noi am hotărât de anul ăsta să fie 1 ianuarie, 31 decembrie. Iar dacă vii în mai, tot pe 6 luni. Exact. Iar din 2018, toți care solicitări la primăria Stogar vor avea autorizația valabilă de la 1 ianuarie la 31 decembrie. Adică încercăm să-i aducem pe toți în ianuarie, ca să avem arcul de timp, ați înțeles, da? Și tu propui 40 de lei. Ok, am înțeles. Restul consiliorilor sunt de acord? Eu nu pot să vă gata și de acord. Domnule, având în vedere că se fac mult mai multe cheltuieli până la obținerea autorizației... Să supuneți la vot. Să supuneți la vot. Domnul președinte, supune propunerea la vot pentru... Să se scadă taxa de autorizare. Amendamentul ăsta... La 40. Cine este pentru? Împotrivă? Doi. Stai, domnul Pavel, nu pot fi. Lasă-mi o fix. Și cine mai este împotrivă? Și se reabține, bă, cu domnul... Domnul Răușu, să obțin.
Să mi se pare o sumă așa de enormă, 64 lei odată pe an la un... De acum e tot vă dat numai da, de da, da, da. Fiecare aici ai pierdut, am zis. Încă ai câștigat 20 da, 24. Eu n-am câștigat nimic. Sunt cineva la proiectul... Dacă se putea că dacă discuți cineva asupra... Era altceva... Dacă voi sunt alte discuții... Mai sunt alte discuții. Mai sunt alte discuții. Ca o lămurire. Ca o lămurire, așa, nu vreau eu. Aici unde a început, unde a început. Da. El a spus că 30-40 sub închele. A început cu taxa din proprietate, da, la clădire. La clădire. M-a spus din 1000 de lei și să-i pun. Deci, ca să lămurim chestiunea asta. Deci, asta e valoarea clădirii, nu? Nu, nu, nu. Valoarea de impozitare pe metru pătrat. De exemplu, dacă dumitale vii la mine și încerci, să-ți dau valoare impozabilă la clădirii, da, eu îți înmulțesc cu atale 300. 300 de lei cu da, suprafață construită de 60 metri pătrați se face 180 milioane, valoare impozabilă. Dar după aceea vezi pun 0.02? A clădirii. Eu nu știu că la asta am întrebat, dar clădirii. A clădirii. Deci asta e valoarea clădirii la impozabilă. Din valoarea asta eu ți-au 2%. Așa, matare mai pe urmă, zice așa, stai domnule, clădirea asta e făcută peste de 50 de ani. Are, și apoi și îi face alt. Deci valoarea asta îi scade în funcție de vechime. Cu 30%, adică 50%. Nu cred că toți de aici am înțeles, eu știu, eu știu ce e aici. Dar eu vreau să știu dacă toți oamenii știu ce e aici. Eu, adică, eu din prima m-am dedicat să cer și că nu cer de 83 clădiri. Dar nu prea avem ce să reducem decât confortul. Nu, dar ce se întâmplă? Nu, ce se întâmplă? Stați așa să vedeți. Deci în baza de date a calculatorului, în, când îți bagă clădirea, când îți bagă clădirea, îți bagă clădirea din ce este și anul construcției. Și automat că ăia 30% sau 20% sau 50% ți scade din calculator automat. În mod categoric. Deci nu există. Aplicația așa acționează. Da, face și dacă rămâne valoarea, dacă e valoare... Nicio modificare. Am învățat aceeași. Nu mai spun un secret, suntem la valoarea minimă. Nu are rost să mai... Da. Și dacă valoarea clădirii ți-o dă 300 de milioane de lei și îți scade cei 30%, scade 90 milioane, deci vine cu 210 milioane, 210 milioane ori 2% din valoarea respectivă, așa, face programul, face, face tot. Programul și face nu sunt multe discuții diputate, dar le-am purtat, le-am purtat în sus, sus, nu în jos. Nu în jos, că suntem la limita. Dacă o zici că între și între, noi am mers la pragul cu minim. Bine, păi, eu am pierdut, dacă vă ați zis sus. Da. Dacă îmi dați voi, spun. Unde este un paragraf acolo unde spune că un teren calamitat să reduce pe 5 ani de zile impozitul la primărie. Mi se pare corect că dacă e un an de zile calamitat, zic, să fie un an de zile redus, nu 5 ani. Păi dacă așa zice legea, 5 ani. Dar stai de ore, dacă să fie calamitat, trebuie să ai un proces verbal de calamitat. Nu e chiar așa. În momentul în care ai legitimul, atunci ai lucru. În anul urmă au fost câteva tarlalii din urma studiată au fost calamitate. Au fost redus una, nu știu. Nu veni nimeni, deci nimeni nu trece. Noi am prevăzut toate anexele și clauzele, că așa e prevăzut în codul fiscal. Dar nu am avut nicio reducere când trebuie. Sunt calamități care sunt urmare, sunt urmare de forțe mari. Dar știți cum trebuie să vină, nu? Cu proces verbal, cu o firmă de asigurare, adică nu credeți că fac eu o mare comisie de aici și constat că... Dar cum să fie terenul, nu am pot pune înapoi. Terenul agricol care mi-a stat la cât are? Mai sunt discuții. Este undeva trecut acolo că pentru activități de circ, să se dea 2% societatea respectivă care desfășoară activitate în căminul cultural, mi se pare 2% foarte puțin. Este vorba dacă 100 de copii vin la o activitate de asta, societatea care îl plătește, bineînțeles, e vorba 2% din biletele care se plasează. Acea societate dă 10 lei. Și în comparație, poate stă 2-3 ori cât un praznic. Deci e o diferență cam foarte majoră. Te refer ca taxa care s-o plătește să fie da, un cu altul mai mare. Mai mare. Și ce propui? Eu propun 20%.
Că nu știu ce nivel e cu... 20% din ce vezi, ziceți Dar până la toate, la 10 lei, acum ați spus un an de suc. Să fie pe aici. Dar nu înțelegeți că nimeni nu a făcut 10 lei. Dacă trebuie văzut, trebuie văzut dacă legea spune că putem să facem o majorare. Ideea e felul următor. Câți copii? 60 de bine. Nu, dar trebuie dacă legea este... 3 milioane. Ăla, ca să-l pune teatrul ăla de căpușul nu, nu mi se pare mult să încaseze 3 milioane pentru... Tu îți iei 20% deja. Îți mai iei 60% și nu se pare 30%. Îi gătești mult dacă se mai dai. Mai dă drumul, mai dă drumul. Înțelegeți? Mai bine cu nimic. Sunt totuși actori, sunt niște persoane care... Da, Hai că este o propunere de la domnul Angan. Nu, tată, o supuneți la domnul. 20%, 10%. 10% de cincă să. De ce se casează? Păi, eu am luat să prea puțin. Să punem la vot amendamentul domnul Angan. Cine este pentru? 10% de ce ăla? Păi ridică mâna mai mică dacă ești de acord. Ești de acord 3, da? 4. Împotrivă? 4? Da. Cine e al 4? Doamna Angan. Deci dacă ne-am stat, dacă trebuie să fie trei. Să fie 10%. Am acum, dar păi da, da, vine geaba la parcurs, dar la ducea. Păi statul ăla, după timpul nu mai vezi geaba. Așa și vede, nu mai vezi. Dar așa vine odată la cei ce ani. Asta bun. Cine este împotrivă? Doi, stați mai departe. Număr 6. 6, de ce vreți? Ce s-a obținut? Cine s-a obținut? Cine s-a obținut? Deci nu trecea de la... Domn primar. Hai să stabilim să mai facem ziua comunii pentru ziua anului. La diversitate, la diversitate. La diversitate, la diversitate. Hai să terminăm cu asta, să spunem la vot proiectul numărul 4. Ca să terminăm. Cine este pentru cine? Vot? Cine? A, să facem vot. Ca să facem vot, vot. Așa, ca să trecem la proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea domeniului public al comunei Spugari. Domnul primar, vreți cuvânt. Am discutat-o, deci ca și propunere de proiect se aprobă modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Spugari, astfel cum a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local 19/99, după cum urmează. Și aici noi vrem să modificăm domeniul public care are origine în anul 1999, atunci s-au făcut măsurători la compas sau s-au luat datele din alte evidențe. S-au luat datele pur și simplu din alte evidențe. Acum, pe baza măsurătorilor, trebuie să stabilim capetele drumurilor, numele topografice, de unde pleacă până unde pleacă drumul respectiv, cu lungime, lățime și suprafață. Să dau un exemplu. Să spunem, la poziția 22, coloana 2, va avea următorul cuprins. DS 80, suprafață de 6.949 de metri pătrați, lungime 656 de metri. Și va avea următorul cuprins la coloana 3. Pleacă din DC 197 până la hangarul Miluță, adică în DC 201. Și, bineînțeles, se pune și codul respectiv. De 371 și o valoare economică. Da. La poziția 33 avem un capăt de drum care se întinde de la Titi, al lui Mișu, cum îi spunem noi, mondan, până în DG 118. Și... cu o suprafață de 11.100 de metri pătrați, o lungime de 947 de metri. Mai avem un drum care pleacă din DG118B, adică de la Nenea Mircea Dârlea,
se întinde până la toamna plăcintă Catinca, o suprafață de 29.247 de metri pătrați, cu o lungime de 3.569 de metri liniari. Avem drumul, avem drumul de la Zarumba, cum îi spunem noi. Un DS-34, o lungime, o suprafață de 4.797 de metri pătrați, cu o lungime de 658 de metri. Suntem de la Lazar DC-200, Lazar Neculai, până la Zarumba Neculai. La poziția 50. Îmi spune Neculai, Neculai și nu Zarumba. Ca denumire, ca denumire, îl știm care. Îl știm care. Nu, dar îl dă judecată. Nu, dar el, mama lui, nu-i spunea Zarumba. Bine, nu-i spunea nici la ce Zarumba, Zarumba îi zice, plecă așa. La poziția 50. Coloana 2 va avea următorul cuprins. Drum Petrițica, suprafață de 25.000 de metri pătrați, lungime 3.200 de metri pătrați, de metri liniari. Se întinde de la DC-200 de aici, de la Casa Parohială, până la Islaz. Așa, și va ieși iar în DC-200 pe la Vasile, pe la DC-200, Privantă Vladimir, Berești, Azov, Vanul Matei. La poziția 70, DS-264, Berilul Neculai, din DG, din drumul județean, până limita hotar, comuna Berești-Azul, acolo la bazin sus, la Troiță. La poziția 84, coloana 2, drum Sătesc, suprafață de 10.000, lungime 1.300 de metri, coboară de la școala din Nadișa, Răușu Gena, până la Popovici. Și mai avem și alte... Așa, la poziția 122 până la 5, îi se pune un cod numeric cu o anumită valoare. Și la poziția 123 până la 5, este vorba de valoarea drumurilor pe care noi le-am făcut și se adaugă doar valorile de inventar. La poziția 124 până la 2 va avea următorul cuprins. Școala Generală din satul Strugari, cu o suprafață de 658 de metri pătrați, grup sanitar C2, în suprafață de 18 metri pătrați, grup sanitar în suprafață de 55, este vorba de școala de aici, de la noi, cu grăbiniță cu tot. În urma ridicării topografice și a intabulării, noi acum putem să-i facem modificarea în domeniul public. Avem și poziții care le aprobăm, odată ce modificăm pozițiile cu drumurile respective, avem și poziții care le aprobăm, le tăiem pur și simplu din domeniul public, pentru că ele dispar cu, odată cu modificările. Din ce cauze? Să spunem că drumul de la Petricica, de jos de la Preot până la Islaz, era constituit din trei bucăți. Odată sucea de aici până la Diliman, de Diliman până la Viscrea, Nelu, o răspinte, acolo până la Munteanu, Iordani. Adică aveam trei poziții. Da, adică erau trei poziții și dacă te duceai cu lungimii totală, trebuie să cauți trei poziții în domeniul public. Acum s-a făcut cartea cu ceară pe tot și faci o singură poziție. Avem prins aici și drumul 197 care pleacă de aici până la limită cu Scorțenii. Avem prins și drumul care pleacă de la Pavel Postic până la Niță Mitic 200A. Avem și drumul prins de la Tăzloan Aurel, pe jos, prin Cetățuia, care urcă până la Hangan Miluță și se duce la Nicalate Dumitru la Tăzloan. Da. Cam asta este modificarea domeniului public. Discuții pentru proiectul numărul 5. Nu dăm cu până la vot. S-o punem la vot. Dacă nu se spune. La vot. S-o punem la vot. Dacă nu se spune. În primul rând, văd că s-a transformat din metri miliari în centimetri. Văd aici. S-a trecut suprafața și lungimea. Și lungimea, dar acum de ce
Și centimetri tot. Dă-mi un exemplu ca să se discute. Nu, îi poate să fie o discuție. Dar dă-mi un exemplu la ce una. Prima pagină sau a doua? Și la prima și la a doua. Dă-mi prima, că e ușor să suntem aici. La prima. La atâta creatină, la atâta liuță. Haideți să o luăm pe... la poziția 61. La poziția 60 și... Da. La poziția 61, da. Va avea următorul cuprins. 1.7.2, ori de clasificare, pentru că este un drum ori asfaltat, ori betonat. Da? În continuare. Îi spune, care va avea următorul cuprins. La coloana 1, DC200, asta e denumirea, da, drumului, suprafața 65.604 metri pătrați. Adică s-au mulțit o lungime cu lățime, da? Lungime 6.464 de metri. Adică 6 km și ceva. Da, dar s-au găsit mai mult. Este vorba de diferența aia care nu este asfaltată. Nu este acolo. Nu, 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 nu există așa ceva. Nu, noi modificăm în sensul că noi avem datele de la nivelul anului 98. Datele nu au fost certificate prin măsurătoare, la castral. Acum, clar, cu firma autorizată, am măsurat realitatea faptică, înțelegeți? Și modificăm pentru că nu corespundeau suprafețele cu realitatea. Pe majoritatea corespund. Majoritatea? Păi nu, astea sunt modificările ce punem noi. Nu aveți ceea ce era în inventar. Voi vreți să ce punem acolo, punem realitatea. Și modificăm ceea ce era trecut în inventar rău. Deci ce vedeți acolo, e ceea ce voi pune. După măsurătoare. Eu trebuie să anexez cartea funciară, trebuie să anexez... Nu, deci noi avem acum... Deci... Care e, unde am măsurat? Noi v-am spus. Astea sunt drumuri măsurate. Deci noi v-am spus acolo, pentru drumul... Drumul măsurat. Deci unica mea nu-i măsurată. Ați înțeles despre ce-i vorba? Am înțeles. De exemplu, majoritatea se pupă cum ar fi, deci au aceeași lungime. Nu, unde vedeți acolo, nu se pupă nimic, da? Asta nu. Dacă se pupă, nu făceam modificări. Da, da, în restul au aceeași lungime. În restul nu am avut bani suficienți ca să măsurăm tot. Noi v-am spus atunci, deci noi facem, vrem să facem documentații de avizare pentru proiect, da, pentru proiecte. Sunt toate aplicate topografic? Da, normal. S-a făcut o prioritizare, domnul primarul Mădiv. Ce ar trebui să măsurăm? În primul rând am măsurat unde s-au realizat investiții. Corect. Da? Pentru că trebuie să le punem valoarea economică reală. Și domnul ce urmărie să facă? Ce urmărie? Ca o strategie. Principale din sate. Pe la Benea la Vale. Pe la Răsuiești. Pe la Răsuiești. Pe la Răchitiș până în fund, acolo. Pe la Petricica, drumul care pleacă la Vale, pe la Popă, pe la Veneman, ne închidem să ieșim pe la Vasile la Deal. Pe Iaz n-am băgat niciunul pentru că sunt astea care le-am făcut. Și mă ieși la Băzulești, chiar acolo am spus, băi, pe uliță nu ne băgăm, nici nu sunt bani acum. Și prioritizarea se face pe categoriile drumurilor. Drumuri comunale, drumuri sătești și după aceea vin vicinale, ulițile. Și ca să înțelegi, ce a făcut domnul primar așa? Nu înțeleg un lucru. Tot ce e acolo e corect conform măsurătorului. Da? Bun, dar vreau să spun că... M-am uitat și eu pe... Da, ți-am dat un exemplu, ca să-ți explicăm. Păi da, păi uite, de exemplu, lungimea drumului la poziția 34 e 5669,81. 5 km și ceva. La coloana 5 va avea motorul cuprins. Acolo e valoarea economică. Valoarea economică? Care în urma evaluării și reevaluării care se face conform în anul 273, în 3 ani, se face o evaluare și o reevaluare a activelor din domeniul public. Și acolo avem o valoare viorel, care la nivelul comunistului, care e 987.000 de lei pe kilometru, la drumul repetuit sau... Ați înțeles? Iar unde sunt asfaltate sau betonate, acolo e proiectul. Da, o să vină suplimentar și o să spun. Ați înțeles? Nu știu. Și de ce a făcut domnul primar așa? Pentru că orice investiții, orice proiect, fără documentație cadastrală, nu mai poți să faci nimic. Și câștigi timp, pentru că durerea e gata, tot poți. Așa zic, canalizare sau... Nu, domnule, dar ce se întâmplă? Tu te duci cu proiectul, da? Dar eu, ca să mă duc cu un proiect, îți fac avizare de la cadastru. Avizarea de la cadastru se face dacă tu l-ai prins în domeniul public și dacă ți l-ai prins în domeniul public în forma asta, noi le trimitem la monitor oficial. Deci, fără să ai monitor oficial, fără să ai domeniul public, nu ți-a înseamnă nicio suprafață, nicio lungime, nimic. Deci trebuie să ai elemente de astea de care să te legi. Adică ce facem în principal? Spunem realitatea anului 2017, ca să înțelegeți. Fiți realitate, nu mai poți mai merge. Trăim după 1998, nu mai este aceeași realitate, sunt 19 ani diferență. Iar eu pot spune de bucăți, acolo n-am de-a de bucăți, v-ați spus, poate luată din alte evidență, atunci nu se măsură. La noi, de exemplu, în domeniul public, vechi, era prins drumul
DC-201 de operabilis. De la Chircu, care știm fiecare cine era, deci de la Ileana de aici, pe jos și ieșea la Hamba. Deci făcea copilul ăsta pe la Milățăvă. Și am dus și am verificat la cadastru, drumul 201 se întinde de la Aurel Tăzlăuanu, pe la Biserică, la Deal, pe la Chircu, pe Vale, pe la Coruneasul, se duce la Mihalache, la intrare în pădurii. Spre Grigoreni, spre... La Cantor. Și bine așa. Da. Pentru că te servești o populație mai mare, are o altă lungime. Da. Nu, dar așa era prins în... Cum era prins, exact, da. În nomenclatorul drumurilor comunale a celor de la cadastru. Și n-ai cum să faci altfel. Conform cu ce e evidența... Ne-am limitat doar aici, că normal ar trebui să faci toate ulițele, dar ne-am limitat doar aici pentru că îți bănuți. Am înțeles. Bine, s-o punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Eu mă abțin. Datorită faptului că... Te abții și cu asta, gata. Și argumentezi. Da, te abții. Să nu te abții. Te abții, nicio problemă. Dar nu știu de ce te abții. Te abții. El e în opoziție, mă dai. Ce știu ce, a fi în opoziție, dar nu rațional? Numărul 6. Numai în avantajul lui, cu ideea cu atât. Informarea privind proiectele din fonduri publice în tare nerealizată. Nu vorbim. Domnul Marc. Aici este doar informarea pe care noi am căutat să vă aducem la cunoștință, pentru că asta am crezut de prudință. În data de 22.11.2016 s-a semnat un contract de prestări servicii cu o firmă, TerraAccess, în vederea elaborării consultanței analizei eligibilității proiectelor care vor fi depuse în vederea finanțării de la instituțiile private. Știți că noi am discutat atunci, am supus atenție dumneavoastră că ar fi bine să facem o... să-i contactăm, să ne contacteze, să facem un contract. În vederea obținerii niște finanțări pentru niște proiecte. Și am spus atunci, pentru panouri solare, pentru iluminat, pentru o școală de la Răchitiș, pentru un cămin la bibliotecă, la sus, la noi, la Năsuiești. În data de 12.01.2017, prin curier, ni s-au trimis așa zisele proiecte și factura respectivă, care, conform contractului, trebuia onorată în termen de 30 zile la primire. Datorită faptului că bugetul s-a aprobat cu atenție în ședința din aprilie, am solicitat până la analizarea tehnicii a documentelor trecute o eșalonare de plata factorii. Aceasta s-a realizat în comun acord, în sensul eșalonării în două tranșe egale, una până pe 28.02.2017, cealaltă până la 31.05.2017, cu renunțare la orice penalitate. În vederea analizării documentelor primite, s-a constituit o comisie la nivel local, pe bază de dispoziție. Comisia, prin proces verbal, din data de 24.04.2017, a constatat o întreagă serie de nereguli și neconformități raportându-ne la alte proiecte, recomandând notificarea prestatorului în sensul refacerii documentației proiectelor care fac obiectul contractului și a unei întâlniri la sediul primăriei Strugari, la o dată stabilită. În data de 03.05.2017, o delegație la TerraAccess RLS s-a dat plasat la Turma Strugari, unde nu s-a ajuns la nicio soluție amiabilă și datorită mandat și datorită faptului că mandatul respectivii delegații a fost restrâns. Astfel, prin notificarea 1962 din 2017 mai, s-a dus la cunoștință societății TerraAccess Sibiu, punctul de vedere a primăriei comunei. SC TerraAccess nu a ținut cont de argumentele instituției noastre și a trimis o somație prin care ne anunță că figurăm în debit în evidențele societății. La această somație, Comuna Strugari a răspuns reiterând adresele anterioare prin care s-a solicitat refacerea proiectelor în conformitate cu ghidurile de finanțare și datorită refuzului societății SC TerraAccess de a da curs solicitării pentru reziliarea proiectului s-a făcut totodată și retur la factura pe care dânșii au primit-o la anul. În vederea ștornării.
Adică, ei oamenii, în baza contractului care l-am făcut noi, și-au făcut proiectile și l-au trimis și normal noi trebuie să-i plătim pentru munca depusă. Dar având în vedere și după ce am constatat noi, așa, din priceperea noastră, având în vedere și celelalte proiecte pe care noi le-am mai derulat, nu cred că suntem de acord să plătim munca dânșilor care proiect înseamnă un caiet de vreo 50 pagini. Și pentru treaba asta v-am informat ca să sunt grave. Probabil o să urmez o cale a instanței să ne judecăm cu ei, în care să le cerem să respecte ordonanța 28 modificată, aia spune foarte clar că trebuie să conțin un proiect. Și că eu, dacă nu pot să încapăt pe ea finanțare dintr-un mediu privat, pot să, dacă am o documentație normală, așa cum se cere din ghidurile de finanțare, pot să mă duc să cer finanțare de la, de la altă axă de finanțare, pe fonduri europene, pe fonduri guvernamentale, dar nu mă pot duce cu așa ceva. Este? Eu am discuții cu dânsii. Deci, acum să aprobăm noi ceva la nu, da, nu, 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 dar vreau să informez că s-ar putea în instanță, în instanță să adică, ceară și documentul adică, care am întrebat adică, tu o să vii să mă pui în față unul scris așa de la trei rânduri de instanță. Dar eu cred că din 50 pagini... Și să cere 120 de milioane. Aici stai și pagini. Eu nu pot să plătesc așa ceva. Poate alții au plătit. Sunt comunii care au plătit. Eu cu domnul dacă au plătit, nu plătim. Dar dacă mergem în instanță, ne ducem în instanță, o să vedem acolo... Este un contract, ei vin cu argumentele lor, noi cu argumentele noastre și o vedea ce se va întâmplă. Dar nu mi se pare normal, dacă am ajuns în funcția asta, să-și bată cineva joc de mine. Deci nu mi se pare normal. Adică asta este, nu știu. Deci eu nu pot. Eu cât trăiesc, eu nu dau să-mi pun semnătură pentru 12.000 de lei fără TVA. Pe asta. Da, oameni sunt. Domnule Ședinte, asta cred că sunt mai până la vot. Șapte. Mai avem diverse. Diverse, da, la șapte. Da, mai avem diverse. Dacă aveți diverse, la diverse... Cine se scrie la cuvânt? Domnul Gârlea, da? Cine se mai scrie la cuvânt? Eu. Domnul Lasă. Domnul Hangan. Nu contează, lista e deschisă. Mă, și vreau să lasă lista, că e pentru tot ce-o vreau să mă întind. Mai e cineva care se scrie la cuvânt? Atât, da? Domnul președinte, doamna Anica. Primul domnul Dâncă. Aș avea o discuție, adică dacă în funcție de posibilități, cu al treilea fir cu luminatul public, acolo unde, unde este modern ăștia mulți, ideal. N-au, vă zic, doamne, noi nici să nu avem vreo obiect ușor acolo. Așa. E vorba de trasul la... La Mondan, unde la Mondan? Acolo, Bernard, cum să zici. Să le punem și lor acolo două becușoare, trei, în funcție din posibilitățile care. Este patru, nu? Deci când are trei... Nu are fier pe care... Are al treilea fier, cum a fost, și în mare. O fază și un mur. Da, da. Da. Mai doar, hai. Da, domnul primar să spună. Zonul de lea, acolo e chiar un ajut cu ședincoace la... Ședincoace unde s-au cheltuit. S-am întins pentru... Așa e. Pentru la Proiectorești am întins 800 de metri de fir. Și aici mai mult. Trebuie să întind pregător cam 800 de metri de fir. Poate și mai mult. Cheltuielile, noi le avem eșalonate, adică împărțite pe trimestri. Când o să avem bani mai puțin, adică la iluminat, o să rămână o sumă de bani, așa, o să o băgăm acolo și o să tragem și... În funcție de posibilitatea. O să... Mi-ai eu ar vrea să vorbesc aici cu inventarea asta a la noi, la Petrecica, de la... la Sâle, la, de aici, de la Sâle, de aici, de din șoseaua care e asfaltată. Și până la Mitică, Boacă, până la Boacă, Mitică, avem un drum acolo care s-a făcut o leacă din partea de la deal, s-a făcut din partea de, de la vale și drept partea, mijlocul nu-i făcut, dar acolo trebuie două tuburi și văd că aici nu l-am prins ca să o facem vreodată și cred că trebuie făcut neapărat. Eu am spus că avem niște fonduri mai din, nu știu cum făcut, s-o
Spune pune tuburi ce noi am spus în gaza, ați promis acolo la oameni când faci. Dar de la coapă se încheia numai deci, la de la așa, de la Țânteanu. Aici au făcut niște ulișoare pe care nu am mai adus balastru, focărate cu căruțile, da? Dar este de acolo de la Mitică Boacă. Și până la Vasile Lazar aici, drumul ăla e, nu se poate merge, domnule. Și tătă două caile oamenii și ce. Și acolo, de la unde am fost noi la Jătărești, acolo, este, nu se poate trece deloc, că trebuie făcut, trebuie un tub mai mare și unul mai mic. Deci două tuburi ar trebui acolo. Și băgat, venit cu autocredit, din lătitul ăla, că acolo, că acolo la Maria lui Scutaru, o fugit parte despre râpă și o rămas în gustă acum acolo din trecușă. E făcut ăla ca așa acolo și dacă putem băga ori de balare. Restul, atât a fost. Maxim, da, știu. Da, eu aș vrea să... Ce știu? Aș vrea să aduc un reproș factorilor de decizii care trebuiau să concesioneze instalații de comunitate pentru crescătorii de comuna Strugari. Păi și de ce reproș? Păi de viziunea dumneavoastră trebuia să concesionăm. În viziunea noastră am considerat ilegal să concesionăm. Comuna Scorțeni. Comuna Scorțeni face ce dorește Comuna Scorțeni. Eu, Comuna Scorțeni, pe de-aia nu poți să zici că reproș. Nu e reproș ăsta. Nu ai respectat legea. Alții în treaba lor. Deci Comuna Strugari, prin nedarea spre folosința crescătorului de animale din Comuna Strugari, a făcut un act corect? Nu cred că nu. Ce din Comuna Strugari sau Comuna Strugari? Comuna Scorțeni, eu zic că a făcut un lucru bun, face incitații publică pe pășunul. Nu-i treaba noastră. Noi răspundem pentru faptele noastre, nu pentru ce au făcut. Fiecare face, eu v-am spus în ședință, zic că n-am regizat contractul. Orice concesionare legală pe care vrei să o faci, o faci în baza planului pastoral. Fără ăla nu se poate face concesionare. Planul pastoral este de la... Dom'le, nu mă ieși. Acum suntem în 2017. Haideți să vă ieșit toată asta. Nu știu dacă vă aduce aminte, domnul Viorel, când Consiliul Local nu a fost de acord cu darea de administrare a suprafeței din Pășunii, că erați consilier și atunci, s-a pierdut 2 ani de zile. Atunci n-ați adus niciun reproș. Nu erați, n-ați adus niciun reproș. Dar reproșurile pe care le facem, trebuie să le facem în baza legală. Eu nu am o bază legală prin care să fac o concesionare, că nu mi-era greu. Și dacă o să considere, domnul primar, de exemplu, oamenii în curtea de controle, dacă o să considere peste 2-3 ani că ei au făcut un lucru bun. Noi deja am pierdut ca comunitate câteva miliarde. Deci crescătorii de animale au pierdut câteva miliarde. Aici chiar e chestia. Este asta acum, sunt eu aici. Haideți să vă explic. Este vorba de ordonanța 34/2013. Dar îmi spune foarte clar, începând cu 1 ianuarie 2018, nicio concesiune de servicii pentru instalatorii comunale nu se poate face fără amenajament pastoral. Este derogare la articolul 7, dacă nu mă înșel, că și pentru anul 2007 se poate fără amenajament pastoral. Dar pentru contractul în curs de derulare. Noi, la nivelul anului 2007, nu avem un contract legal în curs de derulare. Pentru contractul nostru a fost reziliat la sfârșitul 2016. Aștepta să vă explicați, să înțelegeți și după aceea puneți în contrapoziție cu Scorțeni. Da? Noi, ca să putem concesiona, închiria un bun public sau privat, trebuie să fac licitații. Făcând licitație, trebuie să respect regulile. Regulile înseamnă caiet de sarcini, înseamnă publicare, înseamnă să pun piesă în caietul de sarcină, amenajamentul pastoral, explicit conform legii. Nu pot organiza o licitație valabilă dacă nu am piesă în caietul de sarcini, amenajamentul pastoral al comunei Strugari. Eu dacă dădeam anul ăsta, concesionam, da? Nu aveam amenajamentul pastoral. Eram în afara legii organizând o licitație. Ce alegeți dumneavoastră? O interpretare cum a făcut Scorțeniu? Sau să respectăm singura comună din județ care a făcut lucrul ăsta? Eu vă întreb, ce alegeți? Respectați legea? Sau interpretați, gândindu-vă a priori, la tine gândești, bă, dacă spunea că din Curtea de Conturi și îmi reproșează că n-am luat 3 miliarde. Eu zic Curtea de Conturi apreciază, dar dacă o să vină Curtea de Conturi, dacă o să vină Curtea de Conturi, dacă o să vină Curtea de Conturi și o să consideri că nu este bine făcut această licitație, automat o să facă cereri de finanțare la APIA,
Nu? Și banii cine îi dă înapoi? Îi dă doamna care a făcut licitații. Și vă mai zic ceva, domnul Hangaru. Fac licitații, da? Cum au făcut domnul de la X comună? Cum au făcut ei, domnule, că ai de cel proprietar de cum? Că ai un trup de islas, că ai tu ăsta, e trup un perimetru, da? Și am 70 de proprietari. Cum au împărțit acel trup? Fără documentație cadastrală. Cum? Nu știu, asta nu pot să înțeleg. Când o să fiți în locul nostru, faceți lucrul ăsta, nu fac. Documentație cadastrală? Eu nu fac. Care puteam să împărțim. Domnule, dar el are documentația cadastrală. Care din cum? Ce ai pus la care de sarcină? Ce ai pus la care de sarcină? Cum justifici redevența care trebuie să o dăie omul dacă n-ai amenea la scopatorul ăla care spune câtă masă verde am? Că redevența se calculează în funcție de ce am pis la scola. Păi, aveam în plus față ce au ei. Și ei au dat către... Domnule, eu am respectat legea. N-am contract în derulare, da? Nu am pe violent. Dacă noi am... Ce vrei să fac? Și aș mai avea... Preoții și parohiile din comună, care nu găsesc oameni din, ca să facă treabă. De exemplu, sunt gărduiești gardul la biserică de la Iaz. Vrea să facă praznicar la Petricica și Iaz, la cetățul Iaz. Să fie alocați oameni de la 416 de la 14, să fie un ajutor pentru cult. Bineînțeles, și catolici și adventiști care să fie un ajutor. Acum, haideți să vă spun cum e cu ajutorul pentru cei de la... toți cei care sunt, toți preoți, la cetățe, toți cerut ajutorul să fac curățenie în incinta bisericii. Da, îi putem face chestia asta. Au cerut preotul de la Petricica că vrea oameni care să-i facă curățenie în, incinta bisericii și chiar și a cimitelului. Nu știu că s-o dat sau... Da, putem să facem chestia asta. Pune la dispoziție că avem o drujbă, avem o drujbă, avem oamenii care se pricep la așa ceva. Exact. Dar pentru că dacă unul vrea să facă o clasă practicală sau nu știu ce, el trebuie să-și facă o echipă, preotul să aducă o echipă, dacă are nevoie de niște palmași, de niște așa... Palmașoare. Da, domnule, da, ăștia îi putem pune la dispoziție. Da, mulțumesc mult. Și vreau să vă mai zic ceva de referitor la amenajamentul pastoral. S-a modificat legea, până acum se spunea că se face contractul de prestare servicii din ospătate cu tutelor logic. Au modificat legea în sensul că toată finanțarea vine de la stat și se realizează prin direcțiile agricole. Noi adică... Asta este un lucru bun. Nu e un lucru bun. Nu, stai să vezi. Pentru că noi am încheiat un... Înainte de a veni precizarea... Înainte de a veni precizarea și așa, noi, ca să fim în față, am făcut achiziții pentru anul pastoral. Acum a căzut ăsta și ca să intre, ca, nu poți să intre ca prioritate pe ordinea de bătaie, să spunem așa, direcția agricole, a OSPA. Trebuie să stai acolo la coadă și când îți vine rândul. Și s-ar putea și la anul să fim în aceeași situație. Și asta înseamnă că nici la anul nu o să fie... Nu, cum să mișcă cei din direcția agricole. Eu am zis că putem să facem, chiar să mergem pe chestia, pe achiziții, pe baza hotărârii Consiliului Local, să vedem cum ne desfășurăm discuțiile luna asta cu cei de la OSPA, de la direcția agricole. Dacă nu se merge, merg pe achiziția pe care am făcut-o, dăm drumul la treabă ca eu să fiu... Vedem cum e cu decontarea de la stat, pentru că dispuneți expres legea că finanțarea este asigurată de stat. Nu poate fi plătită din bugetul local. Dacă banii care vin acolo, îi putem transfera celor care fac treaba. Aici e problema. Nu singur mulțumim mai am, ci îl rog special pe domnul viceprimar, care nu este aici, nu știu, pe dar știm despre ce-i vorba. Ce anume, nu știți. De Pietroaie. Este de Pietroaie. Nu, domnule, de Pietroaie. Am altă problemă. Să cureți toată marginea asfaltului de la Petricica la Strugari, pentru că este material antiderapant care nu este curățat și, bineînțeles, nu mai folosește și la anul. E o problemă care... Aceea nu am mai fost folosit. Domnule Mare, să fie curățat de pe margini și din șanțuri, că sunt înfundate șanțurile. Când pui o frână pe margini aia, deci frâna aia, deci curata de pe margini, nu te puși în șanțuri aia la margini. Ar trebui că sunt o grama de vreia bani de pomană la Petricica și stau în crăjbe și ar trebui puși la treabă. Păi nu mai spune că e o bani de pomană. Care este bani de pomană? Păi ești al rând, dar pe tu să ești din lat bani de pomană. Care-i grămada aia? Care-i grămada aia? Ce 140 de lei? Bani grămada de pomană? Nu, dar câte zile vreau să fie?
Te rog frumos. Îi facem noi, îi punem la treabă. Păi te trebuie cum la treabă. Trebuie să punem la coșit. Câte zile am de făcut, îi punem la treabă. Doi oameni și într-o zi au făcut-o. Îi punem la treabă. Despre asta vorbim, nu să mă transform. S-a fădurată la Petrișica singurul om care i-a ajutat cu cel, Adrian Cheța. Deci de la curba la vară a făcut foarte frumos până la Spădea Petrișica, la lanță. Deci e singurul care a făcut Spădea. Nu. Aici, Viorel, aici nu ai dreptate. Deci, de la Moisoaia, ce s-a măturat, nu s-o dat în șansă. Ceea ce ai văzut tu acolo, hai că doar știu de unde a fost. Ceea ce ai văzut tu acolo, a fost ceea ce s-a scurs din toată iarna. Dar acolo trebuie curățat. Unii s-au făcut focurile aici. Nu știu dacă s-o dat în șansă, s-o adunat în șansă, dar trebuie curățat și șansă. Nu știu ce mai respectivă. Dar te iasă, ce vreau să vrei de acolo. Bine, hai. Mai avem ceva sau? Eu mai am. Conducerea primăriei, de ce faceți cu podul ăsta de la podul neam să nu face primul pod la lăză. Partea de la vale, e pericol să ducă și microbușul atât de sub interfață. Și nu e nevoie pe vale, dar are nu, nu. Eu n-am comentat când ai zis tu, băi. Te-ai exprimat greșit că nu este râmpă acolo. Ai dreptate. Este pericol că s-au instalat un gaură. Da. O să punem niște... Dar eu am intrat așa. Ba, da. Un capăt de pot, trebuie. Pot, e turnat capăt de pot. E scurt. Da, e prea scurt, nu știu, și sunt curb. Sau am mai pus un capăt de pot? El, podul are lungimea de vreo 5 metri și ceva, dar l-am pus un dinteză și l-a ajunge. Da, e scurt, nu știu. Știm despre ce e vorba, o să rezolvăm. Doamna Nică. Și eu aș avea să mai poate de loc regisa asupra de tot, trecând pe la domnul Solomon amenință că a treptat omul să vină la poliție și pe acolo nu mai poate trece la nicio lucru. Poți la ce avea și pe aceea. La ce avea la aceea. Dar e în domeniul public, o întrebă? Da. Dar și din Solomon ăsta. Dar vis-a-vis ne-a costit la zonă, la urmă, la ce a făcut. Și totul și-a adică peste drum din alea cea la mare. Nu putem trece categoric la cartă. Dacă dă contribuție cineva la Solomon, oamenii înțeleg. Problema e că trebuie să-i găsim o altă intrare. Dacă ne putem duce pe la Beruște, pe undeva să facem ceva acolo, aici efectiv nu mai am, unii mai duci podul la deal, unii al mai mulți. Atunci când era, dacă ducea, dar omul era de acolo și era. Omul ne-a dat, doar era de față, omul ne-a dat din bucata lui atât. Dacă îmi dădea dincolo de răchită, ne duceam prin... Cum a trebuit la dracu părintele, dacă îi dă el din bucata lui, că nu părintele acolo, nu părintele găsit. Și chiar la Nicolae Nicolae, la... Se unui la noi, nu vreau la părintele. O văd la noi într-un eu lor, un noi. Da, la Nicolae, 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 la de bucăți acolo. Da, și-aș vrea să vă arătați, domnul Șurman. Eu vreau că le văd și o la vezi, păi, sunt programe și aia, nu știu, nu știu, cum a până acolo. Domnul Șurman, să ne acces. Este pe de acolo, noi am pus acolo, rămân de la apele odată, pe ea îndepoară. La ce apeu? Nu, la Zarova, când treci de el. Acolo nu era... Dar nu, mai trebuie ești cu acolo. Dar și acolo și bar, bar n-ai ține moare. Mă ia părinii, oamenii toți dau pe ea, dar... Și un lucru, să aveți în vedere că au fost banii cu poliție, eu zic nici noi la Poliția Catolică, nu mă ca rușii de poliție anul ăsta. După aia, geamă că mai vin la anul ăsta, dar anul ăsta de suflet, nu mă ca rușii. Nu se mai poate deschide ușii, nu mai intră oamenii pe la oameni, intră pe la femeie. Unde zici? Biserica Catolică, deci când o fi cu poliție, să schimbe ușurile la intrare. Când nu se mai poate intra de loc, la bărbat, iată, distrusă toată ușa, intră toți bărbați, femeii de față. Și după aia, nu mai facem geamurile, dar măcar ușurile am ăsta. Am avut la Biserica Catolică ușurile care vin la meci, la meci, la meci. Nu, 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 o avea bărbatul, că parcă i-a spus
E vorba de trei uși, domnul primar. Ușa de la intrare, deci din față, lateral. Ca și schietă strângă ușa de la sat urtie. Dar să nu știu bără. Mulțumim Exclusiv TV! Vă așteptăm în fiecare lună pentru asigurarea transparenței!